mulțumesc că ați venit, m-ați onorat astăzi cu prezența. Vreau să vă spun un lucru care mă roate și n-am soluție. Tatăl meu a fost șeful Spitalului de Campanie, care a servit Corpul 4 de Armată, cel care a dezvolit sudul Basarabului. Și tata avea o mare pasiune să facă fotografie. Și s-a întors din război cu un album cu fotografii. Ce s-a întâmplat pe front? După fiecare escală sau etapă, cum vreți să-i spuneți, a spitalului, rămânea un cimitir. Cimitirile militare au o caracteristică. La român, crucea și în vârful ei, casca militară. Că era general sau că era soldat, toată lumea avea casă. În plus, la cota 102, care e pe malul drept al Nistrului, după ce s-a dezvoltat Basarabia, s-a făcut un monument în mic, asemănător cu cel de la Mărășești, pe care îi scria Recunoștință eroilor neamului. Când s-a întors frontul, sovieticii au dinamitat toate cimitirile românești. Toate! Toate! Inclusiv monumentul. Acolo scria Memoria franceză. Ați văzut, nu scrie Memoria franceză, ați văzut francezii cum s-au comportat față de români. Eu v-am povestit acum sovieticii cum s-au comportat față de români. Deși în 1907, în 1918 și până și în 1948 au existat niște reglementări precise. Mormintele nu se profanează, indiferent dacă sunt ale amicilor sau ale inamicilor, fiind considerați toți eroi. E, rușii au făcut ce au făcut. Acum să încearcă să se facă un cimitir care să unească ce se poate. Eu v-am spus fapta ca atare. Și ca să închirug și să tai, să ducesc cuțitul în rană. Acolo unde au dinamitat monumentul Recunoștință eroilor neamului, au făcut crescătorie de porci. Astea sunt niște lucruri pe care nu trebuie să le uităm. Nu trebuie să ne facem că n-au existat, că era voință, că e calomnie. Eu am pozele. Am pozele cu cimitirile. Chiar când erau îngropați ostașii, cu preot. Era preot al spitalului, tati. Și am poze cu toate lucrurile și cu monumentul ăsta, Recunoștință eroilor neamului. Această, nu bătaie de joc, acest dispreț pe care l-au arătat și l-au dovedit și pe care încă îl arată și încă îl dovedesc, trebuie să ne țină trează conștiința că suntem oameni. Mulțumesc. Da.